Ce este teatru muzical? Un teatru cu muzică. Nu e chiar atât de simplu, pentru că și opera este teatru cu muzică. Dar opera este un teatru cu muzică mult mai serios, cu o orchestră, cu o partitură mult mai elaborată, în timp ce muzicalul este mult mai simplu, mai ușor, mai sprințar, mai vesel. Știți muzicaluri pentru copii? Cine știe un muzical pentru copii? Ați auzit de Frozen? Alte muzicaluri pentru copii? Cinderella? Frumoasa și Bestia? Toate sunt muzicaluri pentru copii. Dar muzicaluri pentru copii românești, știți? Compozitorul Marius Seicu a scris Micuța Dorothy. A scris, păi vezi că știți? Atunci de ce spuneți că nu știți? Noi astăzi nu vă vom prezenta muzicaluri pentru copii, vă vom prezenta, și sunt ocazii foarte rare, două muzicaluri românești clasice. Ce înseamnă clasice? Nu înseamnă că au fost scrise la 1750, ci înseamnă că au valoare de etalon, de model. Și pentru ca să putem să vă prezentăm Chirița în provincie, pentru că acesta este primul muzical, Fragmente, desigur, colaborăm pentru prima oară cu Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București. Acolo există o trupă absolut fantastică, deci se încadrează în proiectul nostru clasic, e fantastic. Și ca să ne vorbească despre această acțiune, a cărui suflet se pare că este, îl invit în scenă pe domnul profesor Marcel Comorodeanu. De câți ani faceți muzical la Tudor Vianu? De 5 ani. De 5 ani. De 5 ani. Da, o schimbăm. Cum ați ajuns să faceți muzical la Tudor Vianu? Dintr-o întâmplare, într-o recreație, îmi dați voie să vă povestesc. Într-o recreație m-am plâns elevilor mei, unde eram eu diriginte, la clasa unde eram diriginte, că mi-e dor de un musical care are muzica românească, de Henri Malineanu, care se numește Bună seara, domnule Wilde. Iar câțiva dintre elevii cu care stăteam de vorbă mi-au spus, haide să-l facem noi. Și l-am făcut. Și l-am spus, nu se poate, că un musical înseamnă muzică, înseamnă dans, înseamnă foarte multă muncă. Iar ei au spus, și ce? Dacă, haide să-l facem. Și așa s-a născut primul nostru musical în 2013, Bună seara, domnule Wilde. A urmat apoi... A urmat apoi încă 6 musicaluri. Primul dintre ele a fost Chirița în provincie. Veți vedea și dumneavoastră astăzi seară, în dimineața aceasta. O să vedeți un fragment din acest spectacol și sper să vă placă și sper să faceți așa cum vă roagă la sfârșitul secvenței actorii noștri să-i aplaudați. Înainte de concert m-ați rugat să vă întreb de unde sunteți. De unde sunteți și de ce trebuie să vă întreb asta? Trebuie să mă întrebați de unde sunt, pentru că eu am să vă răspund cu o întrebare la care va trebui să găsiți soluția. Da. Eu sunt din singurul oraș din țară care știe cât e ora. M-a prins. Voi știți? Nu. Am căzut. Pot să vă dau un indiciu. Casele în care v-ați născut dumneavoastră și eu sunt la 500 de metri distanță. Eu sunt din Orăștie și acolo nu se dă ora și nici casele n-au 500 de metri între ele. Singurul oraș din țară care știe cât e ora este Orăștie. Excepțional! Mulțumesc! Adică suntem conorășeni? Da. Chirița în provincie, numele lui Vasile Alexandrii, sigur vă este cunoscut. Cei mici vor învăța despre el, cei mari știu deja despre el, este un nume mare în literatura română. Chirița în provincie a avut premiera în jurul anului 1850, deci sunt aproape 170 de ani de când acest, nu muzical, pentru că pe vremea aceea această formă de teatru se numea vodevil și era mult mai ușurică
decât muzicalurile de astăzi. Domnul profesor spune musical. Eu m-am hotărât să spun muzical cu S și nu muzical. E mai simplu pentru toată lumea, e bine și musical, spus foarte frumos, și e bine și musical. Înseamnă același lucru. Da? Chirița este o boieroaică de țară care face pe Marea Doamnă. De fapt, toate aceste piese cu cânticele sunt foarte vesele, sunt foarte comice și scot în evidență răul, impostura, lipsa de educație, de care, dacă nu avem altceva mai bun de făcut, râdem. Nu e cea mai bună soluție, dar măcar să râdem. Da? Fragmente din Chirița, în provincia de Vasile Alexandrii, muzica cânticelelor, că așa se numesc ele, cânticele, a fost scrisă de compozitorul Alexandru Flechtenmacher, iarăși un nume mare în istoria muzicii românești. Primul lucru pe care îl fac este să vă prezint personajele. Coana Chirița, Delia Știrbu. Culiță, Andrei Miercure. Luluța, Ioana Scrioșteanu. Leonaș, Andrei Florescu. Monsieur Charles, Andrei Lincan. Aristița, Ana Voineac. Calipsița, Daria Corpaci. Safta, Bianca Guțu. Bârzoi, Vlad Cainamisir. Ion, Tudor Dincă. Și mai avem o mică trupă de dansatori: Irina Buzărin, Bianca Boabeș, Alexia Popescu, Izabela Popa, Bianca Gheorghe, Emilia Mincea, Andreea Pătărlăgeanu, Luminița Nițescu, Daria Pălângean, Ana Trandafir, Ștefan Șamdor. Înainte să le las scena, vă mai spun un singur lucru. Bucurați-vă de spectacol, nu filmați cu telefonul, vom avea o filmare profesionistă. Până după masă, ea va fi pe YouTube. Bucurați-vă de spectacol. Cu siguranță calitatea filmării noastre va fi mult mai bună. Bucurați-vă de spectacol. Hai de mine că nu te spun de nimic. Hai, pe aici, daci! Dreptate, dreptate ne fă, cu coală dreptate ne dă. Ce
bate, voi da, voi da, el dreptate așa. Dreptate, dreptate ne fă, cu coară dreptate ne dă. Dacă vă gura nu a jocilor. Bat jocură? Ce bat jocură? Cine vă bat jocorit? Guliță! Guliță? Minciun spuneți! Ce v-a făcut sufletelul? O, da, să vă păziți gâsculițile și măriușile! Hai, pieriți daci! Dreptate, dreptate ne fă, cu coară dreptate ne dă. Dar și vreți voi dreptate? Așa! Cu piciul pe spate voi da, voi da eu dreptate așa. Dreptate, dreptate ne fă, cu coară dreptate ne dă. Lipsă-ți de aici! Ioane! Ioane! Eu cacă iar a dormit în podul grajdului și nu știu să vie să mă dea jos de pe triciclă. Ioane! Cum n-ați căsat afta? Luluță! Măsiu Șarlă! Aud, cine mă cheamă? Ah, nineaca! Ce este? Ce este? S-a sfârșit lumea! Ah, madame! Aud, cucoană, ia că vin! Dar ce ați făcut cu toții? Ați adormit? Hai, veni să mă dau jos de pe triciclă! Ba nu, neneacă, dar învățam computere cu mesiu dascălul. Și eu făceam dulcețuri în cămară cu mlețică. Și eu? Și tu să taci, că ești cu ochii încă plini de somn. Madame Cocoană, sari în brațele mele. Mesiu Charles, mă tem. A, dar să nu te tem că sunt fructos. A, nu de asta, că și eu sunt ușurică ca o pană. Numai că vezi, nu știu, de se cade așa în brațele unui cavaleriu. Tot sor, soru, că altfel mai cobor de pe roți. Uite, dacă nu vrei la mine, sac la Ion, că el e mai slăbuț. Monsieur Charles, ține-te bine că săr. Hai. An, de, trois. Ușurii ca un pan, Mexi. Ați văzut agilitatea mea? Cam huruie roțile astea. E, ba din potrivă, chiriței, merg toate ca pe roate. A, numai căscat, dacă faci o gură cât o șură. Neacă, lasă-mă plimb și eu cu tricicla. Guliță, nu, mamă, nu să te trântească. Da, dar pe mata de ce nu te trântește? Cum Mexica a învățat la oraș și la velodrom? Numai eu știu câte bușituri am tras, Guliță. Ai, neneacă, lasă-mă să mă plimb măcar numai prin o gradă. Să ziceai că ai lecție. Așa e. Ia, mai bine du-te mata de învață cu Monsieur Charles, că dau o grămadă de parale pe tine. O grămadă de parale? Păcate bani. M-am săturat de carte. Îți arde de economii? Treci la treabă și învață. Monsieur Guliț, șatap când poruncesc, madame Nenec. Madam Nenec, francez mintit. Ce spus? Le miserable, enervant, très enervant la journée. Ah, Victor Hugo. Nu, soră, să zice Victor Hugo. Nu te pune cu el, Monsieur Charles, că e copil necopt oui, încă. Ui, ui, copilop raznic. Și să-i faci dacă are duh? Îmi seamănă mie, bucățăcă tăiată. Dar hai, du-te cu Monsieur Dascălu în cămară de învață, că ți-o face straie de modă nouă. Da, triciclă, mi-i cumpăra? Imediat cum să face, tai că tu ești spravnic. Dar eu vreau acu! Eu nu mai învăț nimic! Guliță, taci din gură și du-te de învață cu Monsieur Charles. Au! Alo! Au! Cumnăță că tare caldă e aici la noi. Dar păi și tu, ta soră, ai minte să alegi pe tricicla luna lui Iulie? Ai pățit ceva într-o bună zi. Păi dacă e moda și dacă îmi place. Hop, 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 la galop, când alerg călare. Hop, 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 la galop, inima mea sare. Hop, 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 la galop, când s-arma zoană. Hop, 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 la galop, eu lumea la goană. Și plăcerii de-a fugi în fuga mare, ca sprinte-n șurel ca un nogar.
mar. Ha! Câteodată ai vanta pe spinari, dar și pasă dacă-i moda, n-am habar. Hop, 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 la galop, când alerg în lari. Hop, 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 la galop, inima mea sare. Hop, 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 la galop, când îți arma zoan. Hop, 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 la galop, e luna la goan. Când o da să mi se împlinească mie gândul. Ce gând, soră? Cumnățăcă, să mă fac isprăvnișeasă. Isprăvnișeasă cu jandarm la poartă și în coadă. Alta nu doresc pe lume. E, dar păi tu-i face și dumneata ca alte multele. Doar îi sputi frate meu acolo la oraș unde l-ai trimis. Vai, și cât te-am pătimit la pași 8 ca patrioți. Și câte dureri au avut Grigori. Lasă, soră, că ați avut parte și de câștiguri. Păi tocmai de aceea l-am trimis la oraș ca să încerce a căpăta isprăvnișia, dar ce din ținut? E, frate meu de mic era neîntrecula. Vai, și când lui vedea, uite așa intrând pe poartă cu doi jandarmi, o să-i sară cap. Da, păi, da. Auzi? Da, Luluța, ce face Luluța? E în grădină, se joacă. Sărmana copilă, de când a murit Coana Anastasia, îi tot așa tristă. Dar să știi că mi-e drăguță ca o noră. E, dar mai știi, poate să-i fi soacră cu vremea. Sunt că așa am chipzui cu bărbatul meu. Luluța are zestre. Guliță, asemenea, mai potriviți. Unde să-i găsești? Să-i cauți cu lumânarea? Numai atâta mă îngrijorează că Luluța nu se lipește nici de cum de Guliță. Și tot supărată de când a murit nenecuța. Ba mai degrabă are și toane de nebunie, nu în toate mințile. E, sorașa sunt fetele tinere din ziua de azi, cu toare. Tânără și tânără, că-i de 16 ani. Când s-a născut Guliță era de un an. Monsieur Charles! Poruncesc, madame! Monsieur Charles, ia dite moi, je vous prie. Est-ce que vous êtes mulțumit de Guliț? Cum s-a mulțumit, dar nu cine știe ce. Oui, oui, știu că el este très zburdalnic, mais avec le temps, je suis sûr que il devient un tambour d'instruction. Tambour? Oui, oui, adică tobă de carte, nu din zon cum sa în România. Ah, vous parlez românește, alors? Oui, oui, je ne voudrais pas que Guliț perd son temps pour des fleurs de cucu. Pour des fleurs de cucu? De fleurs de cuc. Ah. Nu din zon cum sa. Ah, în România. Gulița mami? Gulița, ia vină, Guliță. Hai să-ți fac eu un examen. Guliț, spune lui mama, cum să zăște în franțuzăște la furculiță? Furculivion? Vai, Guliță, mami! Guliță, da la friptură! Fripturițion? Vreau pe Guliță! Dar l-am învârtit, Aguliță! E, învârtițion! Papă, mami! Cocomanițion! Babă Guliță! Babă Guliță! Babă Guliță! E, ajunge atât, drăgălești! Babă! Da. Cu coană, ia ca un răvaș de la oraș! De la oraș? O fi de la domn. Ce n-ați l-a adus? Un jandarm de la isprăvnicie. Cică-i tare grabnic. Abi dacă e grabnic, da să văz. Da așa s-a dus și răvașul? Mă, oblojătule! Ai noroc că e răvaș grabnic, altfel... Da, păi și dumneata, soră, ai răbdare? Te aștepți când o fi răvaș grabnic de la... Să vedem. Frate-mi, ia. Isprăvnișea ținutului către prea iubita mea soție, Chirița Vârjoi.
от глузоєнь. Кому? Мадаме, смотри, такой исправницы, е? Бак, какой несправник. А вот, Всем бун, соро, я, читай себе эти парты. Мънклин ще ти сарут дульчи, пря юбита кирица. Ку мила ал Думнезо, мами справнишит! Няму ностру сон алцат! Вино де грабă în târ cu tata gospodăria și cu tot neamu. Al dumii tale prea iubit soț, Grigori Vârzoi, mami spătit! Iată-mă, isprăvnișeasă, Fiți mi s-a urmit, m-a făcut și-a mai aleasă, și-o neam eu domnesc și în oricare rușine eu să mă folosesc. Pot să pun și căpioarii căpățâne de zahăr și vaieruri banotoarii tătile prin scântar. Aici eu domnesc și în oricare dușină eu să mă folosesc. Aici. Nu știu ce să fac toată ziua. N-am pe nimeni care să mă ajute de când a murit biata nenecuță. Mătușica e prea bătrână, iar guliței... Da. Nu mă pot înțelege cu ei, că mă înțelegeam cu Leonaș și cu neneaca. Ah, Leonaș, dragul de el, unde fie el acum? De 3 ani de zile de când ne-au despărțit întâmplările, poate m-au fi și uitat. Dar eu nu știu că n-am să-l uit niciodată, pentru că îl iubesc încă din copilărie. Am luat-o pe ușa din dos și am dat în grădină ca să scap de mesiu dascălu. Lasă că tot o să sui eu pe triciclă în ciuda neneacăi. Luluță! Ai, ia ca și mă sui cărăbuș! Iar mă faci cărăbuș! Ia ascultă, Luluță! Acum nu mai suntem la oraș ca să mă iei în râs. Acum sunt mare și te poftesc. Mare? Va să zic că ești cărăbuș din cel cu 2 coarne? Ba, nici cu 2, nici cu 1. Sunt cavaler și învăț ordinatoare. A, ordinatoare? Ai ajuns tu până acolo? Nu te cred. Nu mă crezi? Ia că-ți spun acum. Un ordinator are o unitate... Destul că nu sunt profesorul tău să-mi spui mie lecția. Păcat, Luluță, că nu ești mata în locul lui Messi Charles. Că zău mai mult aș învăța cu mata. Dar de ce, guliță? E, nu știu, dar cum a ta mi-e mai dragă cartea, na. Dragă? Drăguță? Drăguță? Pe legea mea. Îmi plac arși ce cizmeu, îmi place și-mi e drag cu mingea de arunca, dar lângă tine nu se face când piere pofta de a mă juca. Nu știu, Luluță, păi cum se face că îmi piere și gustul de a mă mai juca. Haide, Luluță, hai să ne jucăm! Haide! Luluță, Luluță, hai să ne jucăm! Hai, Luluță!
Bietu, Guliță, dar la ce folos că ești încă un copil? Copil? Lasă că vezi tu când o să mă sui pe tricicla neneacă-i. Cum, ce fel? Tehnică modernă, lasă că vezi tu, dar să nu spui. Auzi, mă rog, Guliță, un copil de ieri de-al alteri, cine o fi crezut? Stai ușor! Ce viteză am! Luță? Leonaș! Luță! Leonaș, tu aici? Ah, ce fericire, ce veselă simțire. Simt acum că ți-am găsit o scumpă dor iubit. Dulcea mângâiere, goneștea mea durere, și în rai mult așteptat, parcă am intrat. Hai acum în fericire, soarta vrei ca să trăiesc, și raiul să-l găsesc. Ce bine îmi pare că ai venit, Leonaș. Vine și să râd și să plâng totodată. De mult nu te-am mai văzut. De mult, dragă Luluță. Încă de când ai devenit pupila cu Coane Chiriță. De la moarte, nenecuții. Nu mai plânge, Luluță. Cum nu-i plânge dacă de 3 ani de zile mă găsesc printre străinii care, pentru că mă văd tristă și pe gânduri zic că dau semne de nebunie? Of, Luluță, dacă știam una ca asta, nu mai plecam peste hotare. Cum? Ai făcut voiajuri? Păi, încă de când ne-au despărțit drumurile, am fost la Paris și am locuit acolo 3 ani. 3 ani? Și gândit-ai vreodată la mine? Nu odată, Luluță. Întotdeauna. Și prima mea dorință când m-am întors a fost ca să te găsesc și să te văd. Ce bine! Cred că de acum ai sta la noi. Asta dacă eu conveni cu Coane Chiriță. Păi cum, dar ce poate să supere șederea ta aici? Păi, din câte am înțeles de la jandarmul Bârlea de la Iași, ar vrea să te cunune cu Guliță. Să mă cunune pe mine cu Guliță? Dar tu n-ai văzut cum merge pe triciclă? A, de ce le viteză, omană, nu? Da, după el alergă cum tot satul. A, și aici? Ce faci, drace? Și dumneata, cine ești? Cu Coane Chiriță, mai întâi eu mă închin cu supunere. Și al doilea? Al doilea, nu ezita a cerceta fericirea dumneata. Și al treilea? Și al treilea vei dori să știi că este Leonaș, prietenul meu din copilărie. A, Leonaș. Leonaș, ce mă bucur! Dumneata, ești Leonaș? Ieși afară! Să iasă? Dar de ce să iasă? Păi, dar l-o învăța eu să vorbească cu isprăvnișesile. Păi el vine la mine în casă și în loc să mă mângâie, are chef de râs. Cu Coane Chiriță, mai întâi... Mai întâi, al doilea și al treilea, ieși afară! Ia ascultă, Chirițoie Bârzaie! Ai noroc, ești pe lume când papură vodă! Ce? Că tocmai ieri am împlinit 35 de ani! 35 de ani. 35 de ani fără zile de luni, marți și fără sâmbete. Ah, îmi port sâmbetele? Las că te-o învăța să vorbești cu isprăvnișesile. Nu mișcați că trag! Nu lăsa, monsieur Charles! Arrête, monsieur! Leonaș, te rog, nu face vreo nenorocire. Stai niște, Luluță. Luluță? Gata. Cât despre tine, cu Coane Chiriță, să te aștepți la toate șotile din partea mea. Nu-mi pasă că ți-i sprăvnișeasă, na! Luță, ai găsit o chip să mă întorc iară. Ai grijă. La vedere, cu Coane Chiriță, să ne vedem cu bine. Nu-mi vedea când te-o chema eu. Leonaș, acum ați fericită că ți-i sprăvnișeasă cu Luțurcă. Mai știi de când m-am dezbarat de fiicile mele, Aristița și Calipsița? Nu mai pot de bucurie, mă simt că la 35 de ani! Uite așa am venit să joc, uite așa am venit să joc! Dar mai știi vremea aceea când le ardea numai...
cămașul nu a de măritiș? Aolo, da, așa e, că ziceau că se mărită. Și eu, și eu. Dar eu sunt mai mare. Ei, dar eu sunt mai frumoasă. Pe mine mă cere iubitul meu mâine și o să-mi ia rochii de la Paris. Pe mine m-a cerut deja. Yeah. Și voi pune și o să-mi ia rochii de la Paris. Aș ce bine-mi pare că am să mă mărit. Ce noroc pe mine, ce mistericit. Usa de capele, hotul de brățele, rochii de Paris. Și ca și tăsură, care nu te cură, nici măcar privit. Tra-la-la-la-la, ne m-aș mărita, să cânt tot așa. Tra-la-la-la-la, am să cumpăr șalul, cumpăr gustul meu. Și-am să merg la valul, și-am să dăm mereu. Eu de când la curte, îmi va face curte, vrând în alt frumos. Bărbățelul, dacă sunt cățelul, va fi mânios. Tra-la-la-la-la, și mă descânta, eu răspund așa. Luluță, nu mă recunoști? Nu, domnule. Uită-te mai bine. Leonaș, tu aici în uniformă? Încet, mai încet să nu-mi audă chirițoaia. A hotărât din câte am înțeles să mă cunune cu Guliță. Să te cunune pe tine cu țincariul ei? Da, vrea din tâi să facă logona și după aia peste două luni cununia. Ăsta e planul brzoilor. Păi și tu, Luluță, primești? Eu? De două luni de când am aflat planul, mă fac din vreme în vreme cam toane de nebunie ca să le joc una dintre cele mai mari feste chiar în ziua logodnei. Așa, să nu te lași, dacă mă iubești. Vei vedea. Dar știi, ce e în mână nu e minciună. Hai să fugim împreună. Bucuroasă, Leonaș, cu tine aș fugi până în capătul lumii, dar cum să facem că-s păstă din toate părțile? Pune pe deasupra. Hai să ieșim împreună la braț. Și cum ajungem în uliță, ne facem nevăzuți. Vrei? Vreau ce-i vrea tu. Quel bonheur! Merci! Și eu te iubesc, Lucuță, să fii una, să fii puță, dacă nu te voi iubi. Pur, tu jur? Merci! Să voi să alergăm și-n plăcerea cea mai vie până noi să cântăm. Hai, uniți cu veselie. Să voi să alergăm și-n plăcerea cea mai vie până noi să cântăm. Hai, uniți cu veselie. Să voi să alergăm și-n plăcerea cea mai vie. Domnule, ce faci acolo cu Luluța? Dați-vă, dați-vă! Neneacă! Neneacă! Ce-i Guliță? Cu nene, ofițerul a sărutat pe Luluță! Care ofițer? Ofițerul a sărutat pe Luluță! Păi, am zis că e mai ușor așa. Se zice că era o babă și un moșneac. Și amândoi când aveau treabă, se rezemau de... Tăiac! Nu am capul, eu arău cu nebunile. Și
tocmai în ziua logodnei. Moșul zicea, vreau un noroc precum noi. Baba zicea, moșule, că eu mai pune spălta în coare! Cât o zi întreagă. A venit o madamă de la oraș și cere să intre. Cine? Cică e actoriță. O actoriță? Actoriță? Cine a chemat actorița? Nu. Burzoie, ți-arde de actorițe? La mine în casă? O actoriță? Ce frumos! N-am văzut niciodată o actoriță. Păi nici nu vezi guleță că ție să-ți arde de luluța? Păi, nu de actoriță! Păi da! Uite cum face, nu pot! Nu pot, neneacă! Hai zis să intre actorița! Neneacă! Asta cu Leonaș? Leonaș? Puneți în minte, părinte, ispravnic, ca un frate care de câteva zile s-a făcut nevastă la oraș. Știi cât am înțeles de aici, de acolo? E tras în gazda la voi în târg. Și am orezat de o mică bubuca în Luluța. De mine? Luluța! Și pe fratele dumitale, cum ziceai că-l cheamă? Mata, ești actoriță. La ATV! Să fii dumneata sănătoasă. Cât despre fratele dumitale, Leonaș, n-am avut cinstea. Dar pentru că nu s-a găsit. Este chiar aici? O logodim astăzi cu fiul meu, Guliță. Leonaș, se învârtește casa cu mine? Mătușica se dă de atumă! Unde-i Guliță să vină în coajă? Neleacă, nu lăsa că mă mănâncă! Am să mă măriet cu iubitul meu din copilărie. Să înceapă muzica la bal, la bal! Să te mărităm cu madama? Să înceapă valsul! Madama? Da! Nu, nu faceți capriciul Luluței, nepa contrarie un bolnav. Nu zici rău, monsieur Charles. Luluță, dragă, dacă tu o vrei pe madama, ia-o, noi ți-o dăm. Madama, iartă-ne că te supărăm. Nu e niciun fel de problemă, dar ce-mi doresc e să mă fericesc. Foarte bine,
Acum vrei să facem logodna? Da, vreau să faceți logodna de îndată. Bine, fie așa cum facem. Iartă-ne că facem abuz de bunătatea dumitale. M-am logodit să înceapă muzica la bal. Bal înaintea mesii? Il est très bolnav la dans. La dans. Ce plăcere de a juca și de Cristea să scutura. Ce plăcere de a juca și de Cristea să scutura. Ce plăcere de a juca și de Cristea să scutura. Ce plăcere de a juca și de Cristea să scutura. Dacă e actoriță, ce bine joacă rolul. De. Rolul e rol, dar festa ai jucat. Festă? Care festă? Ce spui tu, tu și Leonaș! Chiar eu v-am făcut-o, nu-i așa? Mi-a făcut-o pe Belea. Ia să nu spune, dacă e cu festa. Dar nu mai răzbuna, eu mai sărat, mai cupărat. Că vorba aia doar am puterea mână, că zici bravnic. Mă, te spală pe guriță! Tocmai în această dimineață am primit o scrisoare de la directorul departamentului, adresată ție. Este demisia pe care ai cerut-o. Demisionul? Dar sună în poate de chiriță, dar te-am gândit vreau să-mi dau demisionul. Poftim! Demisionul și-ai șerut din postul de ispravnic se primește și se poruncește dumitale ca să încredințezi drepturile ținutului domnului Leonaș, noul dregător. Haide, bine! Dar și, care-i scopul? Bacșișul! Ce să-i faci? I-a trecut vremea. Cât pentru logodna mea, pentru că vrăța, doresc o veți încuvința. Altfel, voi spune și celorlalți locuitori ai târgului să depună plângere. În cuvință. Iar acum, dragi mei băieți, ca un spravnic, vă invit la logodnă, unde cei doi ne vor fi nași, nu-i așa? Cum nu, cu mare bucurie! Știi că ai fost un bun comedian? Păi nu știu cu coană, chiriță, că viața e în teatru. Plin de comedieni. Tocmai asta voiam să le zic și dumnealor. Credeți în mine și ei mulți în lume, fie din Londra sau din Focșan, fie cu stare, cu rang, cu nume, joca de scoluri de comedian. Cel ce strigă că țara piere până ce apucă vreun ciolan, și cât îl roade stă în tăcere, cine nu știe că-i comedian? Cine nu știe că-i comedian? Cel care vești se tot fălește, că-i de neam nobil cât un sultan, și-n faptă neamul și-l necinstește, e prost sărman, prost comedian. Top, cum bate vântul, fiind dat și dop, mâini muntan. Este un faptă, cum fac cuvântul, un șiruet, un comedian. Un șiruet, un comedian. Cel care-i lacom, lacom de moarte, și-a luat pielea de pe sărman. Îl vezi deodată, blând, smerit foarte, să fugi de dânsul, că-i comedian. Cela ce caută o zestre mare, deși el poate nu face un ban, și zice fetei că-i dragă tare, are iubire de comedian. Are iubire de comedian. Astfel e luna o comedie, iar noi artiști care o jucăm, n-avem dorința, dar mai fie decât aplauze să merităm.
astfel e lumea o comedie, iar noi artiștii care o jucăm, avem dorință a da mai bine decât aplauze să merităm. Decât aplauze să merităm. Bravo, bravo, bravo! Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. Regia spectacolului profesor Marcel Homorodean. Departe. Mai avem încă un muzical. Vă rog să vă grăbiți, spectacolul nostru merge mai departe. Mai avem un muzical. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Între cele două profit de timp și să vă întreb cine are astăzi ziua de naștere. Repede, cine are astăzi ziua de naștere? Avem cadouri de la Vipro. Copii, bunici, tătici, mămici, cine are astăzi ziua de naștere, vă rog. Și până atunci spun sponsorii stagiunii 2018-2019, UI România, Vipro, CBRI, RBC România, Business Consult, Remedia, Centrul Național de Artă Tinerimea Română, Schönherr, Fundația H. Mălineanu. Cine are astăzi ziua de naștere? Cine a avut ieri? Cine are mâine ziua de naștere, vă rog? Cine a avut ieri? Cine are mâine ziua de naștere? Haideți, haideți, haideți! Vă aștept pe scenă! Ieri, mâine, ieri, mâine, haideți, haideți, cine are ziua de naștere mâine, cine a avut-o ieri? Așa, vă rog să mă ajutați, da? Acolo sunt cadourile de la Vipro, da? Pentru fiecare câte un cadou, am nevoie de cineva care să-mi cânte la pian. La mulți ani găsesc pe cineva, un maestru de ceremonii, avem un maestru de, avem un maestru de ceremonii. Poftiți, poftiți. Așa. Mulțumesc. Hai, la mulți ani pentru toți sărbătoriții de astăzi și toată sala pentru ei. Trăiască, mulți ani, trăiască, la mulți ani. Așa. Mulți ani, trăiască, mulți ani. Mai repede puțin, te rog. Așa. Mai sunt? E în ordine. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc ajutorului. La mulți ani, mulțumim. V-am sărbătorit. Următorul muzical se numește Cele două orfeline. A avut premiera piesa de teatru care l-a inspirat în 1874 și după aceea, instantaneu, s-au făcut zeci de preluări, s-a scris multă muzică, este o melodramă care se petrece într-un Paris întunecat și sărac, dar, ca orice muzical, se termină cu bine, veți râde și aici, mai ales de text, veți vedea, muzica este cu totul diferită, mulți ani de spart cele două muzicaluri. Aici îl avem compozitor pe Henri Mărineanu, un nume mare în muzica ușoară românească și autor a multor șlagăre. Anul viitor sunt 100 de ani, vom sărbători 100 de ani de la nașterea compozitorului și cine știe, poate cele două orfeline
vor reveni pe scena de teatru integral. Acum veți vedea doar fragmente. Să vă prezint personajele. Henriette, Alexandra Laura Badea. Louise, Maria Gârbovan. Tocilaru, Filip Ristovski. Marian, Monica Ciută. Roger, Alexandru Unguru. Iar eu nu mai trebuie să vă spun nimic, pentru că avem un maestru de ceremonii, Irina Sârbu. Bună seara! Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, dragi copii! Bună dimineața, dragi părinți! Bună dimineața! Eu am în această dimineață deosebită plăcere de a vă spune o poveste. Și cum toate poveștile încep cu a fost odată, iată, au fost odată două orfeline. Totul se petrece în Franța, unde pe vremea când se întâmplă povestea noastră, bântuia o mare sărăcie. Chiar Parisul, Parisul atât de plin de viață, centrul activității, al muncii și al plăcerilor sub toate formele, Parisul, mulțumesc, căpătase un aspect de jale. Ei, și cum nu avem decor, vă rog să vă imaginați că piața mișună de lume, vezi batiste fluturând, 8 cai cu zăvala în spume galopează nechezând. Este diligența! Vine! Și din ea coboară acum cele două orfeline, singure, pe-al vieții drum. Una e nevăzătoare, iar cealaltă e brun. Blond. Deschis. Închis? Mă rog. Ce-o să le aștepte oare în metropola Paris? Draga mea Henriette, unde suntem? Dans une place, Louise. Într-o piață? Dans une place, pas un marché. Ah, într-o piațetă, nu un talcioc. Oui, c'est une place avec beaucoup de maisons. Într-o piațetă cu multe lume. De maisons, Louise. Case. Avec un bon sur la scène, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12 felinari. 2, 4, 6, 12 felinare. Et 2, 4, 6, 8, 24 statues. 2, 4 și 24 de statui. Oh là là, Louise. Les jeunes gens se baissent dans la rue. Și tineri îndrăgostiți se tinde mâna pe stradă. Et voilà, Louise, cette belle cathédrale avec une tour longue et une cloche immense. Et au centre de la place, tu veux une grande fontaine artésienne avec le dieu de la mer sur un petit cheval, un pigeon, un pescarouche. Unde? Ce bine de tine că poți vedea toate aceste frumuseți urbanistice. Curaj, surioară! Ce mare e Parisul! Și ce mici suntem noi! În mijlocul lui, Louise! Da! Suntem două orfeline! Două orfeline! Vai, vai, tu și cu mine! Vai, vai, n-avem ce cruntă dramă, nici tată, nici mamă, și amândouă pe pământ. Suntem ca două frunze în vânt, două orfeline. Vai, vai, tu și cu mine. Vai, vai, ce ne întrebăm zadarnic, suspinând amarnic, de ce ați plecat de lângă noi? Și unde oare sunteți voi? Firave copile, vai, vai, ca fulgul de fragile. Vai, vai, noi nu avem în viață sprijin nici povață, că-și duse-i mama ei și a mea. Și tatăl nostru asemenea, că-și duse-i mama ei și a mea. Și tatăl nostru asemenea. Avai și-o mor, ce soartă, avai și-o mor, ce soartă, avai și-o mor, ce soartă, ce soartă, ce soartă, avai și-o mor, ce soartă grea.
grea soartă. Mulțumesc, fetelor, mulțumesc, mulțumesc. Ei, orfelinele noastre sunt vesele, dar în Paris există și drame. Marianne Vautier, o fată voinică, mă rog, superbă. Superbă? Care, când întâlni din întâmplare un băiat de care se îndrăgosti, se lăsă convinsă de promisiunile lui și la începutul legăturii sale fu una din cele mai fericite femei. Apoi începu dezamăgirea. Foarte bine, foarte bine. Dramatic, dramatic. Eu am fost cândva o fată bună, cu părinți onești și cum se cade. Despre mine familia spunea: vai, ce copil bun e! Și cunoșteam un singur bărbat, da, un singur bărbat, un singur bărbat. Pe cine, dragă? Pe tata, dragă. A. Dar seara, mergând către casă, Jacques m-a oprit surâzând râmelaș și mă rugă, implorându-mă, să mă duc cu el să-mi dea un mișmaș. Și dintr-o roză așa suamă, cu surâsul meu ioi, el mă prefăcu. Ah, mărșavul într-o roză. E destul de dramatic. Hai încă o dată, foarte așa, încă o dată. Într-o roză, am luat un tren din gară, căci părinții mă alungară, da. Și-am plecat înspre Paris. De ce? Să-mi împlinesc un vis. Dramatic. Dar pe străduțe aici când am ajuns, bravo. De bogăție soarta m-a ascuns, ah, ah, ah. Și cum de-o săptămână n-am mâncat, chiar azi eu de furat m-am apucat. Eu am fost cândva o fată bună, cu părinți onești și cum se cade. Dar cum soarta mea e să sufăr, sunt un noroi, un nuvol. Sărmana fată! Ce fost tristă! După gras, când este foarte palidă! De ce ești tristă, domnișoară? Poate ești în genul financiară? E drept, nu suntem foarte bogate, dar din puținul pe care îl avem, poftim. Vai, dar eu nu merit aceste daruri. De ce? Pentru că aici, la Paris, pe străzi, așa nemâncată, ce să fac, am furat. Dacă ai furat, nu te văd prea bine. Da, am furat și nu știu încotro să apuc acum. Du-te, da? La mănăstire. Și parcă te văd de fericită vei fi. Noi vom veni la tine. Vom fi scrisori. Vom veni la vorbitor. Vom veni de pachete. Ai, ce bune sunteți. La mănăstire zici, da. Da. Adio. 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 Și drumul spre mănăstire. Da? Da, mă duc, sunt drum. Așteaptă-mă în drum. Da. Domnișoară. Henriet? 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 Ala,
Pala, Porto, Cala. Nu e Ariet, 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 Ariet. Ei, în Paris, criza crește din zi în zi. Oamenii sunt condamnați la mizerie din cauza lipsei locurilor de muncă și a banilor. Și astfel fiecare e nevoit să-și construiască mica lui întreprindere. Cum ar fi Pierre, tocilarul, Pierre Froșar. Ia cuțite, ascuțite, tocilarul. Eu pe uliți o întreagă cât calvarul. Piciorul greu mi-a târnă ca samarul. Fața-mi slabă este albă precum varul. Iar sub strânțe mi-arde inima ca jarul. Tocilarul! Dumnezeu nu mi-a dat harul. Frumuseți! De-aia merg, de-aia merg ca solitarul. Precum inima îmi este ca stejarul. Strici! Ia cuțite, ascuțite, ia cuțite, ascuțite, ia cuțite, ascuțite, ia cuțite, ascuțite. Tocile! Mă duc să o cuceresc pe tânăra care tocmai mi-a răpit inima. Da, da, du-te, du-te, du-te. Mulțumim. Ei, dar din păcate cele două orfeline s-au pierdut una de cealaltă în marele Paris. Louise, cea nevăzătoare, a ajuns cerșetoare. Iată! Nu pot să cred. Am pierdut tot. Mi-am pierdut familia. Mi-am pierdut sora. Mi-am pierdut cunoștințele în numismatică și în filatelie. Am pierdut tot, chiar și uzul rațiunii. Trecători și trecătoare, ajutați-o cerșetoare, o sărmană orfelină, suferindă de retină. Multe fete fac în strențe, neloiale concurențe. Vă cer bani bătând din pioape, dar sunt maxim umioape. Eu sunt oarba adevărată, sută-n sută garantată. Ha, biata lui, biata de ea, biata de ea. Dar sora ei, Henriette, oare ce soarta? O clipă. Are o soartă mai bună. A întâlnit un cavaler pe străzile orașului, iar el, ca să o ferească de răutatea oamenilor, a dus-o într-o mansardă. Dar a lăsat-o singură. Să-i ascultăm suferința. Hai, hai. Așa, așa, suferi. În asta mansardă mică, toată ziua singurică, trululi, trululi, trulula, închisă ca o turturică, trululi, trululi, trula. Eu cu ochii mei plecați în jos, plâng amar și cos, cos, cos. Mă rog,
Hai, mai bine, hai. Trululi, trulula, truli, truli, trulula, trululi, trulula, truli, truli, trulula. Cavalerul mă iubește și când dulce mă privește, tot ce am în piept se topește. Dacă nu înțelege ce fac, plâng amar și tac, tac, tac. Nu mai plânge, trage și tu la public, nu vezi că le place mai cu viață? Hai! Trululi, trulula, truli, truli, trulula, trululi, trulula, truli, truli, trulula. Cum de la Louise n-am știre, spatele-ntorc pentru iubire, pentru sola mea mă sacrific și-n curg lacrimi, pic, pic, pic. Hai, lasă, și-n curg lacrimi, pic, 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 și-n curg lacrimi, pic, 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 și-n curg lacrimi, pic, pic, pic. Nu mai vreau. Eu nu mai pot să stau singură în mansarda asta, să cos, să plâng. Mi-e dor de cavalerul meu și îmi bate inima atât de tare pentru el. Cioc, cioc, cioc. Ce tare bate. Nu, la ușă. La ușă bate. Cine este oare? Eu, frumoasă floare. E el. Cavalerul Roger de Vaudrey din regimentul 7... B? Exact, B. Nu, nu C, nu de B. B. Foarte bine, da. Zâmbet de vis al primăverii îmbobocite, boabă de rouă prin trandafir. Așa, așa. Da, e bine așa. Cavalere, îți mulțumesc pentru că m-ai salvat și m-ai adăpostit aici de răutatea oamenilor din Paris. Da. Și n-am reușit? Eu m-am îndrăgostit de dumneata de atunci de când am văzut întâia șoară în Jardin de Tuilerie. Nici Ave Cezar n-a scris așa poezie. Ei, dragostea te face poet. Te-ai imaginat vreodată cum ar fi noi doi departe de viața coruptă a Parisului? Eu nu aș mai fi un cavaler, ci aș fi un simplu gâscar. Iar dumneata ai crește viței printre legume. Cip, cip, nu? Cirip? Stau cu ochii închiși și întrezăresc o întinsă câmpie, mărginită în vest, nord, sud și est, doar de mari păduri, doar de mari păduri, și eu văd un visum romanesc, nesușita glie, pe care aș murda eu cu inima, eu cu inima, printre arături te-aș întâmpina. Și un vis am de până eu cu bobocii mei, tu cu bobocii tăi și eu cu ai mei viței, și tu cu ai tăi viței. Ți-aș spune cu drag, ți-aș spune din prag, mo 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 mo, sa 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 sa, mo 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 mo, se se se. Mama, mama, mama. Se, 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 se. Mama, mama, mama. Se, se, se. Se, 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 se. Mulțumim, 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 mulțumim. Mulțumim. Dar să vedem ce mai face oarba. Iată-o! Ha! E la fel de tristă cum am lăsat-o. Oare nu-și va găsi biata de ea, dragostea, în marele Paris? Hai! Ariet? Dragoste, hai! Ariet? Tu ești Pierre? Mi-ai auzit pasul șchiop! Louise, noi doi facem parte dintr-o generație tânără care trebuie să privească înainte, spre un viitor însorit. Pentru mine soarele a resemnat să o regăsesc pe sora mea, pe Ariet. Tremuri? De ce tremuri? Mi-e frig. Cred că ninge. Da, da, ninge. Deși zăpada nu cade. Ia haina mea. Nu, dar mi-ai dat mie, ție ce-ți mai rămâne? Tu! Ar fi răspuns el, dar se jena.
Iau și apoi... Și apoi ce? Apoi nimic. Păcat! Măi, dar voi de ce nu vă mărturisiți odată dragostea? Vă rog, hai, târziu, hai, vrem să mergem cu toții acasă, da, hai. Căci... noi avem complexe și din complexe ne chimăm. Noi avem complexe și din complexe refulăm. O iubesc de nebunesc, nu pot să-i mărturisesc că sunt slabani și știu bine că nu-s și mie. Ce iubire îngrozitoare pentru o nevăzătoare, împrejurul meu e bestă și pe el doar engleză. Noi avem complexe și din complexe ne chimăm. Noi avem complexe și din complexe refulăm. Complexul meu este localizat în gleznă, iar al meu pe retină și mă simt ca o... Noi avem complexe și din complexe ne chimăm. Noi avem complexe și din complexe. Noi avem complexe și din complexe ne chibăm. Noi avem complexe și din complexe. S-au regăsit? Luis! Ariet! Și toată lumea este fericită, veselă, bla 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 bla. Și bucuria lor este ca un cântec, pe care aș vrea să-l cânte lumea întreagă. Gata, nu mai plânge nimeni, nu mai suferă nimeni, vom cânta. Da. Și nimeni nu e complexat. Nu. Vom cânta. Nu mai avem complexe. Nu mai avem complexe, viitorul e strălucit. Fiecare e fericit, o perechea și-a găsit. Viața nu va mai fi grea lângă jumătatea sa. În finalul tensionat totul s-a simplificat. Și dacă veți mai dori, tot aici ne veți găsi. Nu mai avem complexe, visul nostru s-a împlinit. Nu mai avem complexe, viitorul-i strălucit. Cele două feline de H. Marineanu. E fantastic alături de muzicalul românesc. Îi invit în scenă și pe ceilalți interpreți și până se adună, vă spun că următorul clasic e fantastic, cum să înțelege muzica, va fi sâmbătă 16 martie, ora 11, geografii muzicale, vom călători în Indonezia. Și în program piese instrumentale și dansuri din diferite zone ale Indoneziei, precum insulele Java, Bali sau Sulawesi. Concert spectacol realizat în colaborare cu Ambasada Indoneziei. Dați flori, biletele se vor putea procura de la Casa de Bilete Ateneului Român începând cu miercuri 6 martie și rezervările până marți 5 martie. Și acum, aplaudați-i!